Bună dimineața, bine v-am regăsit! Și voi ce mai gătiți astăzi? Astăzi de ziua bărbatului, ce le gătiți soților, iubiților voștri sau așa, în general, ce mai gătiți? Nu e o întrebare banală, pentru că dacă ar fi să ne gândim că sunt atâtea zile în an, 365-366, în funcție de an, vorbim despre o mulțime de rețete pe care trebuie să le avem în fiecare zi. Știu că pe vremuri oamenii mâncau cam același lucru, își făceau mămăligă, goslană, brânză, ceapă și cam asta era meniul. Ouă și din când în când, doar din când în când, își permiteau să taie câte un pui sau o găină din curte. Carnea era așa scumpă la vedere, mâncau destul de rar de sărbătoare, cam așa ar trebui să mâncăm și noi carne, mai rar, cam o dată pe săptămână, nu spun eu, ci medicii nutriționiști. Am citit o mulțime de articole pe acest subiect, cu siguranță și voi. Deci ce mai gătim? Mie îmi place, spre exemplu, să pregătesc paste, n-aș putea să spun că e așa chiar un fel gătit. N-am făcut sarmale niciodată și nici cozonaci, un singur fel de ciorbă și în rest tot felul de mâncăruri. Dar cel mai tare îmi place să pregătesc paste și o să vă dau un scris și o rețetă de paste cu sos roșu și în funcție de preferințe putem să adăugăm și carne sau nu. Ele pot fi doar cu busuioc sau cu oregano, cu ulei de măsline, obligatoriu, și sos de roșii, făcut în casă, obligatoriu. Vă pup, dragii mei, dragile mele, aștept comentariile voastre și sugestiile voastre și ce rețete de mâncare aveți voi.